emoționat. Deci, teroare, pură teroare. Uite cum aud. No, dar partea bună e că e cumva tematic, că o să vorbesc despre teroare astăzi și cred că o să vină teroarea asta printr-un subiect destul de greuț, pe care trebuie să-l invităm din când în când în viețile noastre un pic mai des. No, dar pentru că nu pot să vă bag așa, ca și cum v-ați sui pe scenă în față la ziliarde de oameni, în subiectul ăsta, am să încep cu subiectul meu preferat, care e desenul animat. No, bun. No, mulțumim, Dragoș, că despre România aia începe povestea. Eu, practic, m-am îndrăgostit de desene animate în Bistrița anilor 90, care era, pe cuvântul meu, Mad Max în fața blocului. Deci nu era dată. Nu era dată să nu iei bătaie sau să nu bați pe careva sau să nu... Deci era dezastru. Și veneai în casă și mai luai odată bătaie că arătai cum arătai. Și eu nu știu ce au înțeles părinții noștri din anii 90, care au fost, no, o perioadă foarte grea. A fost o Românie în criză de identitate și o mare sărăcie. Hashtag zați de cafea. Și nu știu ce au înțeles ei, dar noi am înțeles atunci că cumva lumea e un loc foarte ostil. Adică, ca să înțelegeți, la noi la bloc, toată lumea se bătea, familii în fața blocului, la școală, de exemplu, sau așa. Și era o familie care nu se bătea și noi am crezut că ei sunt ciudații. No, în climatul ăla, un foarte mare confort a fost desenele animate. Și atunci eu de acolo am învățat o groază de chestii pe care nu ne-l-au zis părinții, cum ar fi... No, de la Cow and Chicken am aflat că există păduchii lați sau lățăi. Nu ne-o zis nimeni! De la Captain Planet am învățat să salvez planeta și am făcut mult voluntariat. No. De la Țestoasele Ninja am învățat cum arată o echipă și că fiecare poate să facă altceva într-o echipă. Și de la Sailor Moon am învățat un pic de japoneză, pe care o să împărtășesc cu voi astăzi. Tsukini kawate o shokeyo. Bucurați-vă că se întorce acum repede tot. Tot de la televizor am aflat că o să mor. Am schimbat canalul într-o seară și erau un cuplu cu spatele la un zid, îmbrăcați în paltoane, în picioare. Și dintr-o dată nu mai erau în picioare cu spatele la un zid, că erau împrășteați pe jos și vedeam așa bucăți de zid că se împrăștie și bucăți din paltonul ei. Nu știu cam cum e atmosfera acum, cam așa m-am simțit atunci. Am simțit că mă cuprind o teroare foarte puternică și am început să plâng. Și a venit tata repede în cameră, nu știu ce a crezut că facem. Și a zis, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și am zis, tu o să mori? Și a zis, da, eu o să mor. Și zic, și eu o să mor? Și a zis, păi da, și tu o să mor, dar când ești foarte bătrân, a zis. No, și nu știu de ce nu m-a liniștit foarte mult chestia asta. Dar cred că e pentru că nu ține minte când am apărut, dar la un moment dat ne încheiem, aflăm cu ocazia. Și atunci m-am întâlnit prima dată cu moartea și toți avem povestea asta cum ne-am întâlnit prima dată cu moartea și no, dacă e astăzi îmi pare rău. Dar nu-i ușor, nu-i ușor pentru că nu știi cum să managești sentimentele alea, nu știi cum să managești stările alea. Și atunci ce am făcut? Am schimbat repede pe desene animate. Pentru că eu nu înțelegeam cum tata putea să mai meargă la pescuit știind informația aia. Eu nu știam cum oamenii nu sunt străzi făcând așa nii, aflând informația. Și am schimbat repede pe desene animate și acolo am rămas. Și nu numai asta, dar ce e mișto la desene animate e că dacă moare un anumit coyot pe care îl știm, e înapoi în secunda 2, își continuă treaba. Sau Kenny din South Park se întoarce în episodul următor și abia aștept să moară, că e interesant. No, și atunci am zis, ai ce fain, hai să fac lumile astea în care oamenii pot să fugă de moarte. Și atunci am făcut desene animate. O să vă arăt un picuț din desenele animate. Thank you.
No, sănătate. Opriți-vă. No, așa e că ne simțim cu toții un pic mai bine după desene animate. O să schimb asta iar repede. No, e normal să te retragi în ceva ce te pasionează sau ce îți place ca să fugi de ceea ce se numește teroare existențială. Aia când te temi de moarte. Și faza e că moartea e o chestie ciudată, că lumea de obicei nu prea vorbește despre moarte. Adică a început ziua așa, cai, știi, și te trimite într-o niște stări foarte, foarte profunde. Dar moartea e o chestie ciudată că nu prea vorbim despre moarte. Adică, de regulă, dacă întrebi pe cineva de moarte sau dacă e frică, zice, a, nu mi-e frică sau un pic n-are sens să te gândești în timpul vieții la moarte. Sau, no, preferata mea, Paul, am putea la grătarul ăsta să nu vorbim cu invitații despre moarte. No. Dar chestia e că nu știm exact ce e moartea, nu știm ce vine după, dar are niște ramificații moartea. Noi avem multe, multe, multe frici. Dacă evaporăm mult din fricile alea, vedem că ele sunt, de fapt, destul de puține, 8 la număr, și o să vi le număr astăzi. Frica de durere, frica de ăsta care numere, frica de izolare, frica de mișcări bruște, frica de necunoscut, frica de boală, frica de paralizie, frica de cădere, și pe departe, cea mai groaznică, frica de sărbători împreună cu familia. Scaragios. Dar seamănă, e sufocare. Sufocare se zice că e cea mai puternică. No. Și toate astea, dacă le diluăm foarte mult, au un sâmbure comun care e frica de moarte. Și no, nu întâmplător am pus slide-ul ăsta pentru că aici, pe cuvântul meu, poate să umple oricine cu ce vrea pentru că nu știm ce vine după. No. Așa, faza e că noi acționând cumva asupra, fricile ne-au ținut în viață, specia noastră a evoluat multe miliarde de ani, noi am ajuns după multe miliarde de ani de evoluție să ne temem foarte tare de moarte, că ne-a ținut în viață, dar și frica de moarte se întâmplă să ne împiedice de la ne întâlni pe noi și efectiv a trăi. Deci, literally, fugind de moarte, noi se întâmplă foarte des să fugim de viață. No. Și atunci, o să zic un mic exemplu cam ce am pățit eu. Trăind în Bistrița anilor 90, pe care o descris-o Dragoș atât de savuros, eu am învățat că dacă ieși în evidență, iei bătaie. Și atunci eu începeam să ies destul de tare în evidență când creșteam, când băieții de la bloc creșteau, că ei se uitau toți după fete și eu mă uitam după domnul instalator, de exemplu. No, și era clar că nu eram din filmul ăla și am început să tot ascund chestia asta de mine și atunci am zis, nu, las că desenele animate sunt acolo pentru mine, o să mă simt bine în contextul ăla. Dar tot ascunzând chestii de mine și încercând să fiu normal, cuvântul la care ne place așa de mult, no, mă durea ceva foarte tare înăuntru. Deci ceva înăuntru durea tare dacă eu încercam să fiu cam cum erau așteptările. Pe de altă parte, dacă făceam conform așteptărilor, nici oamenii nu erau foarte veseli, că nici atât nu-i îndeajuns cât se cere de la tine. Și atunci nici cum nu era bine. Și am zis, bine, hai că merg cu o suferință pe care pot să o duc. O să zic un pic despre mine. Și atunci am început să zic la câțiva prieteni în care am încredere, bă, uite, am iubit. Și au zis, no, sunt oameni în care am avut foarte mare încredere, oameni pe care am iubit foarte mult, așa, cu care am lucrat împreună. Și au zis, uite, Paul, ești cam dezgustător. Sau, vezi că ești bolnav. Sau, de ce vrei să fii iar tu special? Sau vrei să faci asta ca să fii artist celebru? Sau așa. Și am fost tratat, am fost dat la o parte și a început să se activeze frici în mine pe care le-am descris mai devreme, frică de izolare, frică de boală și nu, oamenii ăștia s-au activat fricile astea. Și atunci am avut o perioadă în care dacă mă trezeam, când mă trezeam dimineața și mi-aminteam că eu ziua, mă durea burta imediat, în secunda aia. Și dacă muream, n-aș fi avut o problemă, că simțeam că nu mai am ce să pierd, adică cumva pierdusem tot. No? Și am zis, bine, desene animate atunci. Și atunci am zis, hai că fac prima chestie, o să mă arăt părinților mei prin desene animate. Și am făcut animația, mamă, tată, trebuie să vă spun ceva, în care am zis, uite, ați creat un monstru, cumva, ca să le arăt că frica mea a fost că, bă, mi-e frică să vă zic despre mine, că nu știu dacă o să mă mai iubiți, sau nu știu dacă neamurile o să fie super nașpa cu voi, că ați creat pe cineva așa de fabulous, de exemplu. Eu nu mai am timp. Așa. Prin animația asta am reușit să ating foarte mulți oameni, nu în felul ăla, am reușit să ating foarte... Am văzut cum te-ai uitat. Am văzut...
am reușit să ating foarte mulți oameni pentru că au venit cu aceleași povești. Au zis, să vezi și eu trec prin chestia asta și a fost incredibil. S-a deschis o lume așa de mare. Nu a fost ușor, a fost foarte greu. Aveam 5 kg în total, a fost foarte greu. Dar s-a deschis o lume foarte mare și după perioada aia să ajung la nivelul în care mama și iubitul meu își critică piftiile și ouăle umplute și ne vizităm de sărbători și așa. E fascinant că intrând într-o frică, printr-o pasiune, nu, desenul animat, am reușit să... Așa. Dar am rămas cu întrebări după perioada aia. Cumva mă întrebam cum putem, deși știm că dacă suntem super mișto unii cu alții, tuturor le este foarte bine. Dar nu suntem așa. Ba din contră, se întâmplă ceva care ne face să fim, științific vorbind, destul de nașpa unii cu alții, de regulă. Adică cum, se întâmplă ceva de ne face să fim cumva împotriva celuilalt. No, și... Așa. Și atunci am tot documentat despre frica asta, frica de celălalt și de ce frica ne activează așa de tare împotriva celuilalt. No. Și am dat de o carte atât de faină, care se numește The Worm at the Core, viermele din miez, în care sociologii ăștia pe care vedeți pe ecran, eu îi iubesc, ei au studiat frica de moarte. Și au văzut că noi avem, ei îi spuneau în cartea asta că noi avem nevoie, pe măsură ce crește mare, de o schemă conform căreia să trăim, o lume cu sens și noi să avem un rol în lumea aia. Dacă noi avem elementele astea două, noi putem să ne ridicăm dimineața din pat. No. Schema asta poate să fie în diferite feluri în funcție de unde ești în lume. No. În cazul meu vine tata și zice, uite, o să mor când ești bătrân, știi? Deci începe să se tot, pe măsură ce creștem, se tot ridică coloanele acestei scheme. Așa. Schema poate să sune gen, ești român, ai echipa aia de fotbal, ai credința asta religioasă. No, când vine altcineva și zice, uite, de fapt, este un șarpe înaripat deasupra noastră și suntem făcuți din porumb, o să râdem, ha-ha, cum? A nostru vorbește, cum a vostru are aripi? Și atunci, imediat ce facem e să denigrăm cealaltă persoană sau să încercăm să-i schimbăm punctul de vedere, pentru că nu îndurăm ca schema care ne ține nouă la oaltă realitatea și departe teroarea să ne amenințe careva. Și atunci, eu, de exemplu, venind către prietenii ăștia mei și zicând, uite, am iubit, e foarte mișto, practic amenințam niște chestii, niște o schemă a lor despre normalitate, ce înseamnă normalitate. Eu, practic, activasem în ei frică de moarte. Ce trebuie să cheamă pe scenă. Așa. Tipii ăștia, psihologii ăștia au făcut o chestie foarte faină, au făcut 500 de experimente din anii 80 până în ziua de azi, în care au luat două grupe de oameni, A și B, și grupul A a trebuit să răspundă la un chestionar despre propria lor mortalitate, în care ziceau, explică un pic sentimentele pe care le ai la gânduri despre propria ta moarte, ce o să simți, ce se va întâmpla cu corpul tău, ce o să simtă rudele. Grupul B răspundeau la întrebări despre mâncare sau amputări, dar nimic letal, nimic mortal. Așa. Și erau puși într-o cameră în care trebuia să dea o amendă a unui caz imaginar, nu știau că imaginar, erau toți judecători, a cuiva care a condus beat și a solicitat acte sexuale într-o zonă în care nu avea voie. Grupul B, care nu au primit sugestii despre propria lor mortalitate, au dat o amendă normală în Texas atunci, care a fost în anii 80, $50. Grupul A au dat o amendă de $500, $490. Li s-au arătat rezultatele și au zis că așa ceva nu se poate. Nu poate propria ta frică de moarte să schimbe atât de mult atitudinea față de celălalt. Și atunci am mai făcut experimentul ăsta. Și din rezultat a ieșit că grupul A, care primea sugestii despre mortalitate, se așezau într-o sală în sala de așteptare lângă oameni cu aceeași culoare a pielii ca și ei. Grupul B se așezau întâmplător. Se pare că ne influențează și în felul ăla. Dacă primeau o machetă cu o pădure și li se zicea să taie cât vor ei sau cât pentru o iarnă, grupul B, care nu aveau sugestii despre mortalitate, luau un sfert, grupul A rădeau pădurea jos. Deci ne face și mai puțin sustenabil când primim sugestii involuntare despre moarte. Și atunci am aflat azi de la Paulică, prin intermediul acestor psihologi geniali, că nu numai că murim, dar suntem și super nașpa când aflăm că murim. Și practic nu avem foarte mult de făcut, nu avem mult de ales. Aveam și un desen pentru faza de mai devreme. Așa. No. Eu vreau să vă povestesc astăzi că este totuși o alegere pe care putem să o facem. Alegerea îi că
putem din când în când să invităm gânduri despre moarte în viața noastră. Și asta se poate face mai multe feluri. Prin discuții pe care le avem, chiar prin cultură. Asta e o chestie foarte interesantă, că cultura, noi o considerăm un fel de cireașă pe tortul umanității. Dar, de fapt, Ernest Becker zice că cultura e efectiv bărcuța de salvare pe care noi am inventat-o să ne promită nemurire. Și ea poate să vină sub forma de descoperiri științifice, sub forma de opere incredibile, sub forma de credințe religioase. Practic, ce e fascinant, noi suntem o maimuță care s-a dat jos din copac și a inventat nemurirea. Asta e fascinant. Și, practic, de exemplu, prin animații, precum una care mi-e foarte dragă, BoJack Horseman sau așa, care e, wow, știi, un pic cam mult, dar efectiv invită în viața noastră câte un pic de iederă, care se împresoară în jurul coloanelor care ne țin la altă realitatea și încep să o zdrobească. Și aia nu e ușor. E greuț, pentru că o să începem să ne comportăm un pic nasol și o să începem să vedem, wow, eu-s nasol pentru că mi-e frică de moarte? Înseamnă că și atunci când o zis că n-am trimis mail-ul ăla și m-o certat, s-o activa ceva de genul ăla și începem să vedem că și ceilalți s-ar putea să nu fie răi sau, știi, gen oameni buni și oameni răi, cum e o concepție, ci toți am rănit pe cineva și am fost răniți de cineva și s-ar putea să fim niște ființe teribil de terifiate care au nevoie să vorbească despre asta. Și atunci și conflictele se rezolvă altfel. Și asta e alegerea pe care am putea să o facem, e să invităm din când în când și nu e amuzant, așa la cafea, câte un pic de moarte așa în ea și deja ajută foarte mult, pentru că noi în timpul vieții trăim moartea și atunci decât, oricum mergând spre necunoscutul ăla, decât să ne zbenguim și să ne târâm, oricum mergem încolo, am putea să mergem cu poate un pic mai multă demnitate și mai chill în zona aia și e ușor de zis, dar e foarte greu de făcut, că frica nu o să dispare niciodată, dar abordarea noastră se schimbe. Așa. Vreau să zic punctul meu de vedere asupra ce poate să fie după, că nu vă pot lăsa așa. Eu fac desene animate și mi s-a părut foarte interesant cum fiecare domeniu are o perspectivă asupra morții. Ce ar putea să fie după? Fizica cuantică zice că am putea să fim o simulare. Sau credințele religioase zic că ne așteaptă o lume care ne recompensează în funcție de cât de virtuoasă a fost viața noastră. Sau sunt oameni care zic că nu-i nimic, așa e o foarte mare liniștire pentru ei. Mie mi se pare chestia următoare interesantă. Eu fac desene, ați văzut, pe teancuri de alea mari. Deci fac de teancuri mari de desene, le scanez pe toate, le pun în computer, le adaug sunet și fac o poveste, practic. No. Asta merge în cinematografe și în țări în care eu nu o să ajung vreodată, dar ce interesant e că desenul ăla care circulă în altă dimensiune și teancul ăla de desene nu se vor mai întâlni niciodată. Ba din contră, când mă urc în pod, mă și încurcă cutiile de desene peste care trebuie să sar și eram like, fii atent, mă, că-s ca niște cadavre. Și cumva desenul, cumva mi se pare că noi suntem ca un desen, știi? Se face desenul, scanarea e moartea și după aia pleacă mai departe informația, dar nu se știe corpul niciodată unde. Și mi se pare așa o metaforă frumoasă. Și mi se pare că așa suntem și noi cumva ca o poveste. Am început la un moment dat, am sclipit pentru o secundă, și am plecat în necunoscut.